Bună ziua! O să luați loc în sală. Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Muntean Loredana și am onoarea să fiu moderatoarea ceremoniei de astăzi pentru decernarea granturilor mici acordate organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru, în cadrul proiectului Construirea Păcii Durabile și Inclusive, Consolidarea Încrederii și Coeziunii Sociale în Moldova. Acest proiect este implementat în comun de către UN Women, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și este finanțat de Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii. Acest proiect urmărește îmbunătățirea relațiilor dintre persoanele de pe ambele maluri ale râului Nistru prin inițiative locale și soluții sociale care implică organizații guvernamentale și ale societății civile, mass media, tineri și tinere. Scopul acestui eveniment este de a reduce, acestui proiect este de a reduce tensiunile sociale și de a promova drepturile omului și egalitatea de gen, în special în contextul geopolitic, regional și intern. Pentru cei de acasă care ne urmăresc live, o să fac un scurt intro. În luna decembrie 2022, UN Women a lansat un apel pentru granturi mici pentru dezvoltarea instituțională a organizațiilor societății civile conduse de femeile de pe ambele maluri ale râului Nistru, recunoscând potențialul lor de a mobiliza resurse și de a uni eforturile comunităților în realizarea inițiativelor de pace, inclusiv în avansarea agendei Femeia, Pacea și Securitatea. În cadrul evenimentului de astăzi, 6 organizații de pe ambele maluri ale râului Nistru, inclusiv din zona de securitate, care au beneficiat de suport financiar, își vor prezenta pe scurt proiectele. Acestea sunt menite să sporească capacitățile instituționale ale fiecărei echipe prin adaptarea politicilor interne sensibile la gen, îmbunătățirea capacităților tehnice ale echipei, dezvoltarea abilităților manageriale, dar și prin acumularea de noi cunoștințe cu referire la agenda Femeia, Pacea și Securitatea. Tot astăzi, aceste organizații vor primi certificate pentru granturi mici în valoare de până la $10.000 fiecare. Această ceremonie marchează determinarea și angajamentul conducătoarelor organizațiilor societății civile de pe ambele maluri de a acționa ca promotoare ale schimbării, valorificând participarea femeilor în procesele de consolidare a păcii la nivelul comunităților locale, dar și a întregii țări. Îi avem astăzi alături de noi pe reprezentanții și reprezentantele organizațiilor de stat și non-guvernamentale, ONU Moldova și UN Women. Astfel, îl invit alături de mine pe Simon Springett, coordonator rezident ONU Moldova, cu un cuvânt de salut. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți astăzi cu noi, după cum s-a menționat astăzi. Noi valorificăm parteneriatul între ONU, Guvernul Moldovei și organizațiile ale societății civile pentru a promova drepturile omului, egalitatea de gen, pentru a consolida încrederea și a îmbunătăți coeziunea socială. Din 2022, de când a început războiul în Ucraina, ne-am confruntat cu mai multe crize în Republica Moldova, de la crize economice, crize ale sectorului energetic, crize sociale, politice și, evident, și impacturile umanitare al influxului de refugiați. Și pentru a putea răspunde la aceste crize, în mod eficient, avem nevoie foarte mult de implicarea ONG-urilor. Impactul războiului în Ucraina este simțit în întreaga lume și noi cu toții recunoaștem că impactul disproporțional al acestui conflict este resimțit de femei și fete, fiindcă femeile și fetele întotdeauna au un rol cheie în calitate de actorii în prima linie
și în calitate de promotori ai pacii. Bărbații deseori și mult timp au fost considerați factorii cheie în procesul de consolidare și de construire a păcii. Însă acest lucru trebuie să se schimbe, fiindcă participarea femeilor în procesele de negociere și mediere este esențial. Datele statistice ne arată în mod clar că atunci când femeile participă în procesele de construire a păcii, rezultatele sunt mult mai bune și de durată. Așa că o implicare mai mare a femeilor în procesele de pace reprezintă nu doar un imperativ strategic, dar și un imperativ care va contribui la mai multă pace. Este imperial ca femeile să fie reprezentate în toate procesele politice, să aibă vocea lor auzită în procesul de reconciliere, în procesul de consolidare, de dezvoltare a păcii. Trebuie să găsim modalități, să lucrăm împreună pentru a găsi modalități, să valorificăm și să utilizăm experiența și cunoștințele diverse, rolurile, opiniile și contribuțiile femeilor în procesul de construire a păcii. Femeile și organizațiile femeile contribuie la democrații mai puternice și la asigurarea unei păci de durată după conflicte. Eforturile și contribuțiile lor în dezvoltarea, în consolidarea păcii este subfinanțată și nu este susținută suficient. UN Women și UNDP, precum și OHCHR, și-au propus să contribuie la promovarea implicării mai plenare a femeilor în procesul de pace, inclusiv în procesul de soluționare a conflictului transnistrean, inclusiv prin implicarea organizațiilor societății civile, în special a organizațiilor ale comunității civile conduse de femei. Organizațiile conduse de femei și organizațiile care promovează drepturile omului contribuie în mod semnificativ la asigurarea păcii. Finanțarea care va fi acordată astăzi pentru 6 organizații de pe ambele maluri ale râului Nistru va consolida capacitățile acestor organizații și acestea vor putea să participe mai plenar în procesele de pace în comunitățile lor, dar și la nivel național. Din numele Organizația Națiunilor Unite exprim recunoștința pentru participarea femeilor în procesele de pace. Vocea voastră trebuie să fie auzită și trebuie să fie valorificată. Vă urez succes în această muncă importantă pe care o desfășurați și aștept cu nerăbdare să putem lucra împreună și să desfășurăm activități pe ambele maluri ale râului Nistru. Cuvânt de salut domnul Eugen Cara, șef adjunct al Biroului de politici de reintegrare, astfel încât una dintre prioritățile Biroului politici de reintegrare este să coordoneze și să ofere expertiză în proiectele de dezvoltare durabilă în comunitățile din stânga Nistrului, dar și în zona de securitate. Mulțumesc foarte mult! Excelențele voastre, domnule Springhet, doamna Stoianovska, stimați prieteni, dragi colegi, din numele conducerii Biroului Politic de Reintegrare, vin cu acest mesaj de mulțumire pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi, ca locuitorii celor două maluri ale Nistrului să aibă un nivel de trai mai ridicat și un nivel de securitate mai mare. Mulțumesc foarte mult pentru suportul acestor persoane. Cu adevărat, suntem într-un context regional foarte dificil, dar astăzi, ca niciodată mai devreme, contează ce putem face noi împreună decât facem separat. Astăzi culegem doar o parte din roada unui proiect foarte frumos și ambițios. Unui proiect care, prin Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii, vine să sprijine cu granduri mici, dar cu impact foarte mare, organizații societății civile locale de pe ambele maluri ale Nistrului. Pe bună dreptate, susținerea societății civile, susținerea implicării femeilor în procesele de pace, înseamnă democrație, înseamnă bunăstare și securitate. Securitatea pe care noi ne-o dorim din adins cu toții. Ne bucurăm, ne-a spus de mult, că partenerii noștri de dezvoltare acordă o atenție specială relației noastre. Ne bucurăm foarte mult că sprijină proiecte cu impact și dezvoltare pentru viitorul Republicii Moldova. Cu acest prilej aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm foarte mult că numărul aplicanților din stânga Nistrului este în creștere, ceea ce înseamnă o mare dorință de schimbare, o mare dorință pentru un viitor luminos. Pe această cale vreau să îndemn toți aplicanții de pe ambele maluri ale Nistrului să fie mai activi și să aplice la proiecte de dezvoltare, în special acum, când Republica Moldova este la etapă de preaderare la Uniunea Europeană și se deschid noi oportunități pentru noi.
Fiecare dintre noi trebuie să devină o unitate implementatoare de proiecte, dacă vreți. Da, pentru că avem nevoie de inițiative, de proiecte de asistență care vizează beneficiarii de pe ambele maluri ale Nistrului, care să contribuie la fortificarea încrederii, menținerea păcii sustenabile, realizarea unei coeziuni sociale, promovarea agendei femeile, pacea și securitatea și respectarea drepturilor omului conform standardelor internaționale recunoscute. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți și vă doresc succes și sănătate. Mulțumesc! Este un moment important pentru comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. O invit și pe Dominica Stoianosca cu un cuvânt de salut. Aș vrea să zic bună ziua domnului Simon, domnului Cara, dar și tuturor participanților, atât celor prezenți aici în sală, dar și celor online. Este un moment special pentru noi toți, fiindcă este un proiect important și vreau să recunosc Fondul ONU pentru Consolidarea Păcii pentru faptul că au văzut relevanța unor astfel de proiecte implementate de trei agenții OHCHR, UN Women și UNDP într-o țară care a fost afectată și este în continuare afectată foarte mult de situația geopolitică din regiune. Este extrem de important să lucrăm asupra coeziunii sociale, asupra consolidării păcii, asupra prevenirii conflictelor pentru fiind o persoană care vine din fosta Iugoslavia, eu știu foarte bine cum arată distrugerea, cum arată războiul și cum arată redresarea după război și cât de dificil este să restabilești dialogul, să restabilești pacea, coeziunea socială și încrederea. Sunt sigură că acesta este un proiect minunat și vreau să mulțumesc Biroului Politici de Reintegrare pentru faptul că este un partener minunat al Națiunilor Unite. Și vreau să mulțumesc tuturor organizațiilor ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru interesul lor de a participa în acest proiect. S-ar părea că este o inițiativă mică, dar este de o importanță majoră și un pic mai târziu voi explica de ce. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra unui eveniment important. Acest proiect are un accent foarte important pe susținerea rolului femeilor în promovarea păcii și în consolidarea capacităților OSCE-urilor în promovarea coeziunii sociale și promovarea păcii. Și acest lucru este atât de important, fiindcă, după cum a menționat și domnul Simon, nu vedem atât de multe progrese pe cât de mult ne-am fi dorit în ceea ce privește participarea femeilor în procesul de negociere. În pofida dovezilor care ne demonstrează că atunci când femeile participă în procesul de negociere și în încheierea acordurilor de pace, pacea durează mai mult. Dar dacă să analizăm ultimele statistici din 2021, 8 din 20 de negociatori, aproximativ 22% au avut prevederi încurajau participarea femeilor, care prevedeau participarea femeilor. Deci noi vedem progrese, însă aceste progrese sunt foarte lente. Iar impactul războiului este extrem de mare asupra femeilor și fetelor și impactul este ireparabil dacă nu se iau măsuri de atenuare. Organizația Națiunilor Unite a adoptat 10 rezoluții cu privire la femei, pace și securitate pentru a încuraja participarea femeilor în procesul de securitate și în procesul de prevenire a războaielor și utilizarea violenței ca și armă în timpul războiului. Vedem că în Moldova a fost aprobată al doilea plan de acțiuni pentru promovarea agendei femei, pace și securitate și am văzut în contextul crizei refugiaților cât de important este să avem implicarea femeilor în răspunsul de prima linie. De asemenea, este important să sprijinim femeile în comunități ca acestea să devină un factor al păcii și să contribuie plenar la soluționarea conflictelor în țară. Aceste granturi mici sunt extrem de importante, fiindcă au drept scop sprijinirea organizațiilor să-și dezvolte capacitățile instituționale. Ele nu sunt menite pentru implementarea anumitor programe. Nu, scopul lor este să-și îmbunătățească politicile interne, capacitățile interne, să dezvolte mecanisme interne care să le permită să devină mai puternice
și să se poată implica ulterior în intervenții mai mari și să devină promotori mai puternici ai coeziunii sociale și ai păcii. Sunt foarte optimistă. Ne-am întâlnit cu reprezentanții organizațiilor de pe ambele maluri ale râului Nistru și am văzut disponibilitatea acestora de a menține dialogul, de a vorbi despre probleme, de a încerca să găsească soluții și sunt sigură că aceste granturi mici vor contribui la consolidarea dialogului, la sporirea eforturilor de îmbunătățire a coeziunii sociale și vă încurajăm să continuați acest dialog și să contribuiți la îmbunătățirea coeziunii sociale pentru a evita în Moldova greșelile care au fost făcute în alte țări din cauza riscurilor, fiindcă există un risc înalt ca femeile să fie excluse din procesele generale de negociere a acordurilor de pace. Este un moment foarte special și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezența voastră și pentru faptul că ne ascultați. Vă mulțumesc mult! Thank you, dear Dominica. UN Women recunoaște și apreciază angajamentul și efortul celor 6 organizații ale societății civile care urmează să beneficieze de ajutor instituțional. Prin urmare, invităm în scenă fondatoarele acestor organizații ca să intre în posesia certificatelor pe care le-au meritat din plin. Ulterior vom continua cu un panel de discuții în care veți cunoaște mai îndeaproape valorile organizațiilor, dar și motivele de a se angaja în eforturile de consolidare a păcii. Doamna Maria Zgravu, președinta Organizației Obștești, Centrul de Justiție Socială Echitate. Doamna Dominica. Dominica and Simon, we invite you here to give us a little help. Super. Tatiana Sergeeva, președinta organizației Obștești, Femeia Contează. Irina Tabaranu, președinta organizației Obștești, Academia de Creație și Inovații Mediatice. Doamna Svetlana Lopatina, directoarea Asociației Obștești, Centrul de Dezvoltare Socială și Economică SocioHub. În continuare, o invităm pe Rodica Buzilă, directoarea executivă a Organizației Obștești, Clubul Femeilor Inspirație. Și doamna Simona Patricia Savin, directoarea executivă a Organizației Obștești, Centrul de Informare și Resurse Pro Bono. Este ok. Bună ziua încă o dată și bine ați venit la panelul nostru de discuții. Ne bucurăm să avem alături 6 exemple de lidere și femei care inspiră. Doamna Maria Zugravu, sunteți președinta organizației Obștești Centrul de Justiție Socială Echitate, care prin activitatea sa demonstrează potențialul și determinarea de a schimba percepția comunității asupra rolului femeilor, atât în societatea modernă, cât și în comunitățile rurale,
în special în procesul de consolidare a păcii și securitate umană, având în vedere și zona de securitate în care trăiesc. Organizația va implementa proiectul Politici Ajustate, Cunoștințe Consolidate, Femei Protejate în zona de securitate. Doamnă Zugravă, spuneți-ne, vă rog, cum va contribui acest suport financiar la o participare mai activă a organizației dumneavoastră, la inițiativele de consolidare a păcii, dar și la schimbarea percepției rolului femeilor în aceste procese? Noi suntem onorați să fim prezenți astăzi la acest eveniment important și vrem să mulțumim aparte pentru acea oportunitate de a ne dezvolta noi ca organizație și în contextul sensibilizării de gen. Centrul de Justiție Socială Echitate, de fapt, promovează drepturile omului și se implică activ în abilitarea juridică a populației în zona de securitate centru în două raioane, Creuleni și Dubăsari. Iar aceste resurse financiare sunt foarte valoroase pentru noi, fiindcă ele ne vor ajuta ca să dezvoltăm și îmbunătățim strategia, acele documente politici foarte importante pentru noi ca organizație, ca să ne putem desfășura activitatea. Totodată, chiar și baza tehnico-materială este foarte importantă, fiindcă vom oferi servicii de calitate beneficiarilor noștri. Dar cel mai important în acest suport este faptul că noi, ca echipă, ne vom consolida cunoștințele în domeniul securității și drepturilor femeilor. Totodată, acele abilități acumulate și dezvoltate în cadrul programului vor fi binevenite și vor contribui la elaborarea unui plan local în această zonă, și aici mă refer la implementarea la nivel național a acelui plan de implementare a rezoluției 1325, Femeia, Pacea și Securitatea, a Consiliului de Securitate ONU. Totodată, acel mentorat oferit în scrierea propunerilor de proiecte ne va ajuta pe noi ca să putem accesa sau găsi mai multe fonduri de abilitare a femeilor din această zonă. Totodată noi știm că, de fapt, femeia este o componentă foarte importantă în consolidarea păcii și securității. Ea este acea punte de legătură dintre diferite grupuri și are o înțelegere aparte nivelurilor sociale. Și de fiecare dată vedem că acolo unde sunt implicate femeile, negocierile, de fapt, se realizează mai bine și au un succes aparte, deoarece femeia, așa cum acasă, așa și în toate procesele decizionale, își expune punctul de vedere emoțional și poate să atragă atenția la cele mai mici detalii. Noi știm că în zona de securitate, de fapt, este o zonă foarte vulnerabilă la conflicte și la încălcarea drepturilor omului. Și noi, deoarece ne dezvoltăm activitatea în această regiune, avem misiunea ca să creștem un grup de femei lidere care să participe în procese decizionale, dar nu numai aceasta, dar și să devină acele femei piloni de suport pentru victime ale violenței în familie, victimele ale războiului. Miza noastră este totuși ca
femeile să devină promotarea păcii, să creștem acele femei ambasadoare a securității, echității și dreptății sociale. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Tatiana Sergeeva este președinta Asociației Obștești Femeia Contează. Este o organizație multietnică ce promovează drepturile omului, nediscriminarea și incluziunea socială a grupurilor subreprezentate pe ambele maluri ale râului Nistru. Organizația totodată contribuie la creșterea capacității de rezistență a populației din regiune la consecințele situației de război. Doamna Sergeeva, prin prisma experienței organizației pe care o conduceți, care credeți că ar fi principalele provocări cu care se confruntă organizațiile societății civile, implicate în mod special în promovarea drepturilor femeilor și coeziunii sociale în contextul actual? Dar și ce susținere considerați că este necesară pentru a depăși aceste provocări? Способна реализовать такое интересное мероприятие, которое мы планируем в цикле мероприятий. Все это нас поверили в свое время. Нас поверили в Freedom House. PNUD a avut încredere în noi, Freedom House a avut încredere în noi, ei ne-au ajutat să realizăm proiecte neobișnuite. We implemented a project, Roma Bloggers. This project engaged 15 young people that produced some promoting videos. The next project also engaged young people. We implemented 180 posts in social networks in order to uncover fake information. It was a very unusual and interesting Deci, femeile în mod tradițional trebuie să-și cunoască locul. În acest motiv, încurajarea participării femeilor rome este foarte importantă și liderii romi ne ajută foarte mult. Sonia Răducanu, vă rog să se prezinte. Sonia are studii superioare, este un exemplu al reușitei comunităților de romi. Proiectele noastre ne demonstrează că noi putem să atingem practic aceleași rezultate ca și alte grupuri ale populației. Deci trebuie să eliminăm stigmatizarea romilor. Da, este dificil să lucrăm cu această categorie, dar trebuie să-i convingem pe toată lumea că romii sunt la fel ca și alții. Ei sunt talentați, creativi, da, sunt emoționali, dar aceasta este un avantaj pentru activitatea noastră. Fiindcă, da, că noi simțim că oamenii au încredere în noi, că au încredere în proiectul nostru, ei se pot implica plenar, dar există și anumite efecte negative în tot acest pozitivism. De la proiect la proiect, activiștii romi nu sunt susținuți material. Eu nu vorbesc despre ceilalți. Da, eu înțeleg că este dificil, dar imaginați-vă. Noi avem salarii foarte mici în proiectele noastre. $50, $80, $85. Proiectul precedent s-a finalizat în septembrie 2022. Acum începem pe celălalt, în aprilie. În această perioadă, activiștii noștri trebuiau să-și găsească un alt loc de muncă pentru a-și putea întreține familiile, fiindcă aceste femei, lidere, trebuie să-și întrețină familiile. Deși sună paradoxal, deci în pofida faptului că sunt implicate în activitatea comunitară, trebuie să-și întrețină și familie. Multe dintre ele nu au soț. Așa că aș vrea să rog poate donatorii potențiali să găsească o modalitate de a oferi poate anumite granturi pentru activiștii romi, activiștii și activistele romi, pentru a avea o anumită securitate, pentru ca noi să putem activa chiar și în perioada dintre proiecte. Mediatorii romi, activiștii romi au un rol foarte important care trebuie să fie sprijinit. Despre stigmatizare toată lumea cunoaște.
Atunci când analizam datele cu privire la participarea la seminar, am văzut o diferență enormă a atitudinii față de romi în Moldova și în Transnistria. Deci atitudinea în Moldova este mai negativă față de romi. Poate în Transnistria avem o atitudine mai bună din cauza faptului că deja romii nu mai pot fi văzuți în piețe, nu mai sunt acuzați de furturi și sper că aceasta este un impact al eforturilor, al activităților noastre, fiindcă în comunitatea romilor din Transnistria constă din aproximativ 10.000 de persoane. Acum avem și refugiați romi care sunt găzduiți în Transnistria și noi lucrăm la fel cu ei. Ei trebuie să fie integrați, trebuie să fie implicați, așa că activiștii noștri care lucrează conform principiului egal de la egal, doar așa vom obține rezultate. Nimic nu poți obține prin formă, prin forță. Probabil cunoaștem experiența din fosta Uniune Sovietică, când s-a încercat implicarea forțată a romilor în colhozuri. Și cu toții cunoaștem că nu s-a reușit acest fapt. Așa că avem această rugăminte, dacă va exista posibilitatea să fie sprijiniți financiar activiștii romi. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate. Suntem recunoscători Ion Women și tuturor colegilor care ne sprijină. Vă mulțumesc! Vom continua cu Asociația Obștească Academie de Creație și Inovații Mediatice. Irina Tăbăranu reprezintă un portal media unic independent care reflectă informația din regiunea transnistreană, inclusiv din zona de securitate, într-un mod bine cercetat și factual. Platforma contribuie la eliminarea stereotipurilor de gen, promovează accesul liber la informație și combate dezinformarea de pe ambele maluri ale râului Nistru. Doamna Tăbărană, vă rugăm să ne spuneți cum acest sprijin vă va ajuta să dezvoltați portalul media zona de securitate.md, astfel încât să contribuie inclusiv la o promovare mai amplă a rolului femeilor în procesele de consolidare a păcii. Salutare tuturor! Noi când am început zona de securitate, fiind prima astfel de platformă, deși avem acest conflict care este de 30 de ani, multe nu știam, multe am învățat pe parcurs și încă multe urmează să mai învățăm, însă am ajuns la etapa în care instituția noastră media trebuie să treacă la o altă etapă. Avem în plan să angajăm mai multe jurnaliste, să colaborăm cu mai mulți colegi și pentru a face acest lucru avem nevoie de o strategie de comunicare și de vizibilitate, inclusiv sensibil la gen. Pentru că doar atunci când vom avea acest plan și această vizibilitate va fi mai țintită către regiunea transnistreană, aceste două spații informaționale în care coexistă astăzi cele două maluri ale Nistrului va dispărea și va fi un singur spațiu informațional. O altă prioritate și un punct sensibil în activitatea noastră este siguranța. Foarte mult ne dorim ca echipa noastră și cei care vor face parte din echipa noastră să fie și să fie în siguranță, să activeze în siguranță atât în timpul activităților și în afara lor. De aceea simțim că avem nevoie de un manual de lucru, dacă pot să-i spun așa, de acțiuni și cum să ne comportăm mai corect în zone de risc, cum este zona de securitate și regiunea transnistreană, care, așa cum au spus și colegii mele de astăzi, este un mediu nu foarte prietenos cu apărătorii drepturilor omului, dar și cu jurnaliștii care scriu despre aceste subiecte. De aceea ne-am propus să combinăm experiența noastră din zona de securitate a Republicii Moldova cu experiența colegilor din Georgia, care au o asemenea zonă, și, într-un final, să creăm un astfel de manual de lucru intern pentru a ne ajuta să fim mai în siguranță în zone de risc. De ce eu sunt foarte recunoscătoare atât UN Women cât și oficiului ONU în Moldova, pentru că au
au fost foarte deschiși și ne-au înțeles care sunt necesitățile noastre și ne-au susținut, pentru că atât munca jurnalistică, cât și cea de apărător a drepturilor omului este foarte dificilă fără suportul astfel de organizații și, cel mai important, este foarte vulnerabilă atunci când ești de unul singur în fața unor pericole, cum sunt în astfel de zone. De aceea eu vă mulțumesc foarte mult. Sper ca după cele 6 luni de proiect să vă prezentăm acel manual de lucru, să vă prezentăm acea strategie de comunicare și plan de vizibilitate pe care o să-l desfășurăm, astfel încât să fie un exemplu pentru alte organizații și instituții media de a se implica în astfel de zone în siguranță. Mulțumim mult și vă urăm mult succes! Svetlana Lopatina este directoarea Asociației Obștești, Centrul de Dezvoltare Socială și Economică SocioHub. Activitatea organizației vizează protejarea drepturilor grupurilor subreprezentate de pe malul stâng al râului Nistru, în mod special acordă suport femeilor care își cresc și educă singure copiii, femeilor cu nevoi speciale, persoanelor de etnie romă, dar și a supraviețuitoarelor violenței în bază de gen. Doamna Lopatina, în ce măsură capacitatea instituțională de care se va bucura echipa dumneavoastră în cadrul acestui proiect va duce un plus valoare în eforturile de avansare a egalității de gen în comunitățile locale? Спасибо большое за это приглашение, за тот грант, который получит наша организация. Это, безусловно, очень важный и необходимый вклад на текущий момент в наше институциональное развитие. Любая общественная организация – это новатор. Именно общественные организации начинают какие-то новые инициативы, которые далее распространяются как в социальной политике, в экономической политике, в различных аспектах нашей жизни. И важно показать, чтобы именно общественные организации выявили вот этот вот подход гендерно-чувствительный, который будет, эти аспекты гендерно-чувствительные будут отражены во многих документах, которые будут являться не только важным фактором для нашей организации, но также и могут быть распространены и дальше, в том числе и применены в различных учреждениях, в том числе государственных на левом берегу, что немаловажно в данном аспекте происходящего в целом. Да, женщина, как мы знаем, всегда, как и коллеги мои говорили, это все-таки залог миростроительства. И нам очень важно вот эту именно гендерно-чувствительную составляющую пронести через весь наш проект и показать результат уже полученных нами знаний, нашей команды, а также передать этот опыт и знания нашим коллегам. Этот результат поможет, как я уже сказала, не только общественным организациям, но и даст путь. Мы должны показать, как нужно делать, в том числе каким-либо учреждением, государственным органам, что мнение женщин, оно должно быть учитано всегда, везде и во всем. Вы молчали. Doamna Rodica Buzilă este directoarea executivă a Asociației Obștești, Clubul Femeilor Inspirație. Această organizație are o vastă experiență în promovarea participării femeilor din mediul rural la dezvoltarea comunității, prin implicarea femeilor din zona de securitate în procesul de restabilire și consolidare a relațiilor de prietenie și încredere. Vă rugăm să ne spuneți de ce credeți că este importantă participarea femeilor în dezvoltarea durabilă a comunității și cum ar putea acestea contribui la o mai strânsă coeziune socială. În primul rând vreau să vă salut și spun că organizația noastră este foarte recunoscătoare faptului că avem această oportunitate de a ne afla aici, de a fi beneficiari a unui grant pentru dezvoltarea organizației și mă bucur foarte mult că iată, se acordă o atenție deosebită și organizațiilor de femei din mediul rural, fiindcă scopul organizației noastre este abilitarea și încurajarea femeilor, anume din mediul rural,
să fie mai mult implicate în viața socială și economică a localităților din care fac parte. Acest program de grant despre care discutăm astăzi vine să ne ajute ca organizația noastră să devină mai puternică. Avem o activitate de peste 12 ani. În cadrul organizației am dezvoltat și antreprenoriat social, dar dorim să mergem mai departe, să fie o durabilitate și vrem să dezvoltăm și servicii sociale pentru persoanele vârstnice din localitățile din care noi venim. Vreau să zic că anul trecut, un an în urmă, organizația noastră a devenit membră a grupului de acțiune locală Farmecul Nistrului, din care fac parte 8 unități administrative teritoriale de pe ambele maluri ale râului Nistru. Sunt 5 localități din partea dreaptă, 3 localități din partea stângă, dintre care și 3 localități subordonate Transnistriei, să zicem, satul Roghe, Mahala și Vasilevka. Dar împreună noi dorim să dezvoltăm acest teritoriu, teritoriul galului nostru, și organizația noastră va contribui la aceasta prin implicarea femeilor mai mult în viața socială și în activități de administrare în teritoriu. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă doar că femeile devin mai active. Faptul că femeile se implică aduc și un rezultat. Aduc și un rezultat mai bun, deoarece noi, având în anul 2014-2015, am avut un proiect realizat cu localitățile din partea stângă. Și ca organizație a societății civile, am observat că e mai ușor de construit aceste poduri de încredere decât să le construiești la un nivel a sectorului public, să zic. Toate primăriile, localitățile din Republica Moldova au acum oportunitatea să facă parteneriate cu primării din România, cu primării din Bulgaria, cu primării din multe state ale Europei și chiar din statele post-sovietice. Dar nici de cum n-am văzut, nu am auzit, în 30 de ani de când la noi există acest conflict transnistrian, să fie create parteneriate între localități care noi practic suntem peste râu. Dar iată, participând la acel proiect, hai să ne recunoaștem, noi am mers în partea stângă a Nistrului și împreună cu alte femei din acele localități am văzut că acest lucru este posibil și se poate avea rezultate foarte bune. În cadrul acestui program noi dorim să ne dezvoltăm o strategie pentru anii 23-28, care va include și segmentul ăsta de egalitate de gen, participarea femeilor în viața comunităților. De asemenea, dorim să instruim femei care vor avea pe urmă posibilitatea să presteze niște servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă. Cu regret, acum în Republica Moldova sunt foarte multe astfel de persoane, fiindcă sunt plecați mult peste hotare și rămân bătrânii noștri, practic, așa, fără nici o susținere, să zicem. Bineînțeles că această idee nu poate fi rezolvată doar de societatea civilă. Noi dorim să mergem împreună cu cot la cot cu administrația publică locală, care împreună putem dezvolta aceste servicii și împreună chiar la nivel de țară, cu, să zicem, ministerul care asigură asistența socială pentru persoanele nevoiașe sau persoanele din grupuri sociale vulnerabile. Tot așa cum am văzut, am fost în vizită în România, la Bacău, unde am văzut satul seniorilor Mile, unde acolo, într-adevăr, se prestează servicii, fie ele și contra cost, dar au posibilitatea bătrânii să acceseze astfel de servicii. Eu sunt sigură că acest program de granturi o să ne fie de un ajutor major și experiența noastră noi vom putea transmite și altor organizații, fiindcă, într-adevăr, implicarea femeilor în asemenea activități, ele duc la dezvoltarea țării, la dezvoltarea socială și economică a localităților, în primul rând, de unde facem noi parte. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și succes nouă tuturor! Să avem un rezultat bun! Vă mulțumim și dumneavoastră!
Simona Patricia Savin este directoare executivă a Asociației Obștești, Centrul de Informare și Resurse Pro Bono. Profilul organizației demonstrează potențialul de a sprijini și implica tineri și tinere în dezvoltarea durabilă a comunităților, amplificându-le vocea și angajându-i ca lideri și parteneri egali, catalizatori pentru pace. Doamnă Savin, povestiți-ne mai multe despre această inițiativă și în ce măsură capacitățile dezvoltate de echipa Pro Bono vor amplifica sentimentul de apartenență comunitară, dar și angajamentul civic în rândul tinerilor și tinerelor. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim mult pentru această oportunitate și vă mulțumim mult, în mod special, UN Women, pentru că prin acest grant vom putea asigura o nouă etapă pentru echipa Pro Bono. După cum s-a menționat, suntem o organizație de tineret. Chiar luna aceasta am plinit 6 ani de activitate. Suntem cu mai puțină experiență decât colegele de aici, dar probabil că avem ambiții foarte mari pentru că suntem tineri și ne propunem de obicei scopuri destul de înalte. Sperăm foarte mult ca cu acest suport să putem să ajutăm ca echipa noastră să-și dezvolte și să-și adapteze politicile interne pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le prestăm noi tinerilor din Republica Moldova. Organizația noastră dorește și are ca drept scop să dezvolte potențialul tinerilor din Republica Moldova. Noi lucrăm în mod prioritar atât cu autoritățile publice locale pentru a dezvolta politicile locale, pentru a integra nevoile și necesitățile tinerilor în politicile locale. Spre exemplu, elaborarea de strategii de tineret, elaborarea de planuri de acțiuni pe sectorul de tineret. De asemenea, un alt punct forte cu care noi putem să ne mândrim este vorba că lucrăm cu organizațiile de tineret care sunt la etapa incipientă prin capacitarea acestora, atât în scriere de proiecte, fundraising și așa mai departe. Și desigur că lucrăm în mod direct cu tinerii și cu tinerii din Republica Moldova prin abilitarea, capacitarea acestora, informarea despre drepturile acestora în Republica Moldova și nu doar. Acest program de granturi sperăm mult ca să ne asigure atât ca politicile noastre să fie adaptate, pentru că pentru noi egalitatea de gen a fost permanent un obiectiv foarte și un obiectiv important, dar cu părere de rău nu a fost integrate într-un document intern. Însă sperăm mult că în această perioadă să reușim să facem această corectare și de asemenea ca să putem să asigurăm ca și personalul nostru să fie adaptat la noile necesități, la noile nevoi pe care tinerii și tinerii din Republica Moldova le au. De asemenea, probabil că este important să menționăm că tinerii și tinerii din Republica Moldova reprezintă practic un sfert din populația Republicii Moldova. Și cu părere de rău, implicarea acestora în procesele decizionale în fiecare an scad într-un mod considerabil. Dacă să luăm din datele statistice, practic doar 5% din tinerii și tinerile din Republica Moldova participă în procesele locale, spre exemplu, consultarea unui buget, consultarea unui document public și așa mai departe. Pentru noi aceasta este o mare îngrijorare și de aceea pentru noi este un scop pe care noi îl avem și ne-l propunem ca să încercăm să îmbunătățim capacitatea tinerilor, să promovăm această importanță de a fi implicați atât fetele cât și băieții pentru a împuternici, pentru a le oferi o nouă oportunitate la nivel local. Noi de fiecare dată încercăm să lucrăm cu tinerii din raioane, pentru că, după cum știți, aceștia au și oportunități reduse, luând în considerație a tinerilor din Chișinău sau din anumite municipii a Republicii Moldova. Sperăm foarte mult ca să putem să beneficiem la maxim de acest suport, ca să asigurăm ca tinerii din Republica Moldova și tinerii din Republica Moldova să adopte comportamente pozitive, de a promova egalitatea de gen, de a promova drepturile omului și de a-și promova potențialul lor la nivel local acolo unde sunt. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes tuturor! Mulțumim și noi și felicitări cu aniversarea de 6 ani organizației. Vă dorim mulți ani prosperi înainte.
Vă mulțumesc tuturor pentru implicarea în acest panel inspirațional de discuții și vă urăm mult succes în realizarea planurilor ambițioase, și anume de a spori capacitatea organizațiilor din care sunteți parte, promovând în rezultat participarea deplină și eficientă a femeilor în procesele de consolidare a păcii, dar și contribuind la crearea comunităților pașnice, echitabile și inclusive pentru toată lumea. Misiunea voastră este cu atât mai importantă în contextul tensiunilor geopolitice din regiune. Știm că nu există pace sustenabilă fără implicarea femeilor, așa că să ne angajăm împreună în promovarea păcii durabile. Mulțumim tuturor celor care au făcut acest eveniment posibil și vreau să vă invit în față pentru o poză de grup. Nu uitați și certificatele. Mulțumim!